Peste o tonă de pește din râul Răut a pierit în doar 3 zile din cauza unei hidrocentrale care ar fi fost construită ilegal în satul Pistruieni, raionul Tălănești. Hidrocentrala a fost ridicată în anul 2017, deși experții de mediu au avertizat că aceasta ar putea distruge flora și fauna râului Răut. Locuitorii din satele Negureni, Căzânești, Țânțăreni, Codrul Nou și Brânzeni se plâng că rămân fără apă. Primarul comunei Negureni, Ion Popa, a fost primul care s-a autosesizat în privința acestei probleme. Potrivit lui, construcția hidrocentralei poate fi catalogată drept o infracțiune cu premeditare asupra mediului. După cum vedeți, barajul din spatele meu este împasat pe toată lățimea râului Răut, bar și mai mult, ceea ce împiedică circuitul apei și fluxul apei pe cursul ei natural în jos. Alesul local susține că hidrocentrala i-a lăsat pe unii oameni fără apă. După cum vedeți, poarta a fost ridicată, astfel încât poarta a recunoscut angajatul că nu a fost ridicată mai bine de un an de zile și după cum vedeți, apa continuă să meargă mai departe în râu. Cursul râului Răut a fost deviat și în momentul când s-a început construcția și a împiedicat fluxul de apă, lipsa apei a fost constatată tocmai la Țânțăreni, ceea ce reprezintă vreo 7 km, dacă nu chiar 10, dacă luăm șerpuială în râului, 10 km a fost lipsă totală de apă. Ion Popa spune că nimeni de la Ministerul Mediului nu-i răspunde la apeluri, iar dacă Iuliana Cantaragiu nu se va autosesiza în legătură cu dezastrul ecologic, oamenii vor ieși la protest pentru a cere demisia ministrei. Am sunat pe toate numerele care au fost indicate pe site-ul Ministerului Mediului, ieri și la altă. Din păcate, nu mi s-a răspuns la niciun număr de telefon. Și dacă nu se intervine la nivel de minister, noi suntem gata să mergem să protestăm în fața Ministerului Mediului și inclusiv solicităm demisia doamnei. Potrivit unei înregistrări video, actualul ministru al mediului cunoștea despre construcția ilegală a hidrocentralei din Brânzeni încă din anul 2017. Am încercat să luăm legătura cu Iuliana Cantaragiu, dar fără rezultate. Pentru moment, abonatul solicitat are telefonul deconectat sau se află în afara ariei de acoperire. Vă rugăm să reveniți mai târziu. Se ne oprește un volum foarte mare de apă și, în consecință, scade volumul de apă în râu, mor peștii, nu este suficientă apă pentru irigare, moare biodiversitatea râului și scade capacitatea de autoepurare a râului. Agentul economic care ar fi construit o mini-hidrocentrală pe râul Răut pe locul unei foste construcții hidrotehnice este Ruslan Berlinski, un bun prieten al ex-deputatului și oligarhul Vladimir Andronachi. Am sunat la avocatul antreprenorului pentru a obține mai multe detalii despre construcția cu pricina, însă nu am primit niciun răspuns. Puteți să reveniți în câteva, în vreo jumătate de oră? De ce? Pentru că nu sunt singur în birou și nu vă pot da comentarii acum la chestiile astea. Dar măcar să ne explicați care ar fi cauza, de ce aceasta funcționează ilegal. Am înțeles că sunteți avocat și puteți reprezenta interesele acestor agenți economici. Antreprenorul a început reabilitarea hidrocentralei în baza unei autorizații eliberate de primărie, deși pentru a începe lucrările era nevoie de un studiu de fezabilitate și de un certificat de mediu. Astfel, un contract de locațiune a fost semnat între primăria satului Brânzeni, care este proprietar a spațiului, și agentul economic. Contractul a fost încheiat în noiembrie 2015 și urmează să expire tocmai în noiembrie 2015. Dar dumneavoastră ați știut ce intenție are agentul economic? Nu știu, dar dacă e ceea ce am face, mi-a scurs, la noi nu-i nimic lucrat. Eu la mine contractul ce? Autorizat, el își îndeplinește obligațiunile, eu față să-mi aluia n-am plătit. Iulia Dascălu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, s-a autosesizat și chiar a venit la fața locului. Parlamentara a declarat că cei care sunt implicați în acest dezastru ecologic vor fi trași la răspundere conform legislației în vigoare. Deci eu ceea ce văd astăzi este un dezastru ecologic. Noi nu putem să permitem cuiva
să distrugă ceea ce nouă ne-a mai rămas încă. La răspundere, fără doar și poate, vor fi trași toți cei care sunt implicați în tot dezastrul care s-a întâmplat aici, fața locului, ceea ce am văzut, peștii morți. Deputata a mai adăugat că, în urma vizitei, va solicita ajutorul instituțiilor competente în rezolvarea acestei probleme ecologice de nivel național. Ce o să fac? O să fac interpelări către instituțiile de resort, chiar inclusiv și către procuratură, ca să putem să descurcăm acest caz. Localnicii din satele afectate acuză antreprenorul că ar fi oprit intenționat debitul râului. Am înțeles că nu a fost apă vreo două zile. De tot a murit atâta pește. Cineva spune ei, am auzit de parte, și ei spune că și nu a fost apă deloc, de tot a murit atâta pește. Nu, asta e incorrect. Moare pește, n-are apă, internet. Sute de pești. Eu închid și nu... Și peștele bune de aici erau, numai pește era pe malul rău. Nu mai este legal, cum să e legal, dar dacă închid apa și... Animalele n-au și bea apă, că ies și readă. Foarte rău. Foarte rău. Nu-i mulțumit nici un locatar a comunii Căzănești sau Văduleca, pentru că asta strică ecosistema, asta perturbează activitatea la întreaga faună și flora albii râului. Uitați-vă la vale și se face. Acolo e strașnic, oameni buni. Strașnic. N-avem cuvinte. Asta e... E o tragedie pentru toți. Potrivit experților de mediu, în urma activității ilegale a hidrocentralei de pe Răut, au pierit 5 specii de pești, precum carasul argintiu în proporții de 90%, murgoiul bălțat, boarța, babușca și oblețul. Totodată, scăldatul în râul Răut este interzis pentru că există pericol de contaminare cu diferite boli periculoase, precum salmonela.